Salutare tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit, fraților, la un videoclip foarte tare. Bă, fraților, bă, dacă nu știți, acest videoclip este făcut de pe raid-ul, de pe live-ul, de fapt, de pe live-ul de aseară, unde am dat raid-uri și am zis, bă, frate, am dat câteva raid-uri, dar unul mi-a sărit în ochi, a fost cel mai tare raid pe care l-am dat eu ever. Am și primit, stați calm, o să apară și videoclipuri cu raid-urile pe care le-am primit. În schimb, vreau să fac un, am zis să fac un videoclip, am și zis, o să ascultați oricum, deci pe băiatul ăsta, când l-am raiduit, deci nici nu știți cum, deci tipul ăsta e fucking erou meu, mă credeți? Deci e tot ce vrei mai mult, deci nici nu-mi imaginam că o să fac cele ce urmează, oricum cred că o să vedeți și în titlu. Și vreau să-l felicit, frate, pentru că au avut curaj, au avut de asta, nu l-a interesat de ce zic alții, pac, el a făcut asta și să vedem în cele ce urmează ce a făcut băiatul ăsta. Hai să ascultăm totuși videoclipul, eu o să tac și voi o să vă uitați la videoclip, ok? Cred că o să mă pun pe mut ca să vedeți reacția tipului ăsta la raid și hai să vedem. Ce naiba, mă marș, mă, de aici, mă. Ok. Ok. Ia să. O leacă de liniște, după ce zice. Se mișcă facecam-ul de lei. Da, avea. O, Anușca, te pup, frate, ce faci? Aici trebuia să observi imediat. Bă, și asta are probleme cu monitorul. Ia, o să-l stingi. Păi, știu pe cineva. Ipotole, mor. Hai, mă. Ia. Haide. Taci. Sigur. Oh my god. Nu te da cu capul de mare. Bă, noi râdeam aici, eu credeam că glumește, dar nu glumit. Nu cred! Deci nu vreau, deci nu cred că o aduce pe măsa. Aici era momentul de liniște, frate. Lăsați și un like, vă rog. Vă rog, tatăl. Ce tare. Și like și subscribe. Să rămână, să rămână. Să rămână. Am promis că o să aduc la un raid mare. Aduc pe un om din familie. Deci, na, mersi mult. Mersi mult, astea, ca da. Doamne, ori și acum, frate. Nu pot să vă. Cu plăcere, bă. Pace, bro, de ce ăsta e cel mai tare om pe care l-am văzut ever? Stai o secundă să intru și-o pe livestream la tine. Stai așa ce zic, pace, bro. Știi că nu mulți ar face chestia asta. Nu, eu cel puțin aș face. Nici eu. Ok, deci ați văzut reacția tipului ăsta, deci a fost, cred că ceam, deci eu acum deci am așa un zâmbet larg, bă, deci stăteam așa și pur și simplu, nu râdeam ca să nu încurc filmarea, dar, bă, deci tipul ăsta a fost fucking genial, cum s-o aduce, ca și cum, când am primit eu rai s-o aduc cu mama, frate, nu știu, a făcut așa tupeu, dar văd că băiatul ăsta așa fără nicio jenă, bă, bravo lui, frate, pur și simplu, a dus, te-am dat și like, are tot respectul de la mine, m-am primit un mesaj pe Facebook, deci chiar a fost foarte tare și nu știu, dacă găsiți canalul puteți să vă abonați din partea mea, să-i dați și un like, eu nu-i mai găsesc canalul, în schimb mă bucur foarte mult că băiatul ăsta a fost așa de șmecher, nu știu, are toate respectele după mine și vreau, nu știu, chiar a fost, deci raidul, după ce am dat raidul ăsta, atât m-am bucurat, bă, deci voi știți ce bucurie am avut în mine după ce am dat raidul ăsta? Am mai dat eu vreo 2-3 raiduri și am mai făcut persoane fericite, dar atâta bucurie după ce am dat băiatului ăsta raid, n-am mai avut în viața mea, frate, deci nu, cred că am făcut cea mai fericită persoană din
pe care am făcut-o eu vreodată și m-am bucurat foarte mult. Tocmai de asta raidurile sunt în scopuri pozitive și nu în scopuri negative. Când ai un raid, te duci cu bucurie să-i dai casă, pentru că până la urmă toți suntem o comunitate și... E bine, iar mi-apare asta. Și da, bă. Dacă găsesc, o să vă dau link-ul de la raidul ăsta și, nu știu, poate găsiți canalul. Fraților, vă salut și nu uitați, astăzi poate facem un live la 8, așa că vă aștept pe toți acolo, în număr cât mai mare, să dăm din nou raiduri și vă pup, fraților. La revedere. Uite, vă salută și băiatul. Oh my god.